Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. La telefon în continuare este Miron Cosma. Vorbim despre George Becali și despre faptul că astăzi s-a denunțat, s-a autodenunțat, spunând că are asupra lui, a găsit într-o pereche de pantaloni două hârtii de câte 500 de euro. Domnule Cosma, spuneați că cine greșește aici? Gardienii greșesc? Există mită în penitenciar? Da, dacă îmi permiteți, am să citesc un mesaj pe care nu l-am dat până acum. Este incredibil, exact ca pe vremea securității lui Ceaușescu, se țipa și v-aș ruga să-l întrebați pe domnul fost lider de sindicat ce înseamnă țipa, așa, folosește un deținut pentru a teroriza atât deținuții cât și cadrele din penitenciare. Și dați-mi voi să vă citesc mesajul. Dice, salut Miroane, legătură cu, nu dau nume, poate la timpul lor, o să dau numele deținutului, deținut că a băgat spaima atât în noi cât și în cadrele de aici, de la penitenciar, e vorba de penitenciarul Jirava. El face tot ce vrea aici cu SIPA, el aduce telefoane și tot el ia când vrea jumătate cu SIPA și cere câte 200-300 de euro pentru comisie de rapoarte ca să le scoată, dar tot el le face, într-un cuvânt el este director aici, orice ai nevoie te adresezi până la urmă inclusiv în comisia de liberare și rapoarte le rezolvă pe toate. Nu are putere nici măcar directorul cu individul acesta. Iată ce a creat SIPA și spune domnul fost lider de sindicat ce înseamnă SIPA. Și am și o întrebare, de ce se vrea la ora aceasta ca dosarele SIPA să dispară? Pentru că SIPA în perioada în care erau închis, a dat ordin ca eu să fiu omorât în închisoare. Spuneți, domnule fost lider de sindicat, cine e SIPA, ce reprezintă SIPA? Dacă luați o pauză, domnul fost deținut, o să pot să vă explic și o să pot să vă răspund. Cu mulțumiri pentru atenție. Deci sunt două lucruri diferite. Unu, SIPA a fost desființată în 2006. Ce este martie asta? 2006. Serviciul Independent de Protecție și Anticorupție se numea. Din Ministerul de Justiție. Era echivalentul unui serviciu special. Serviciul secret al Ministerului Justiției a fost desființat în urma unor acuzații de șantaj, corupție și așa mai departe. Deci chiar acel serviciu care trebuia să protejeze justiția a avut ceva probleme. Au fost acuzații, nu pot să spun dacă au fost sau nu adevărat. Este un serviciu, da? Nu, domnul Cosma vorbește ca și SIPA a fost, da, nu mai există, o persoană, înțeleg eu, care ceva e în loc. Acum există o structură operativă care nu are legătură cu vreun serviciu de informații. Și n-are nume. Este o structură operativă, prevenirea criminalității, ceva de genul ăsta se numește, și terorismul. Deci nu are legătură. Acela a fost un serviciu secret din Ministerul de Justiție. Dar sunt lucruri absolut diferite. Despre ce ne vorbește domnul Cosma? Sunt lucruri care s-au întâmplat, nu sunt de actualitate. În general, cred că domnul Cosma vorbește despre lucruri care aveau o anumită relevanță acum 6-7 ani. Lucrurile s-au schimbat. Dar și acum există. Ceea ce nu înseamnă că în sistemul penitenciar, ca în multe alte instituții, nu există un anume nivel de corupție. Nimeni nu-l neagă și dacă veți fi atenți în ce se întâmplă în presă, veți vedea că sunt destule situații în care sunt raportate cazuri de agenți și ofițeri de penitenciare care au făcut diverse prostii, au fost prinși și vor fi pedepsiți. Ceea ce înseamnă că sistemul încearcă să se autoprotejeze de genul ăsta de situații. Nu înseamnă că este 100% fără probleme. Și nimeni nu spune asta, domnul Cosma. Dar eu vă aud de foarte mult timp, făcând diverse afirmații, nu am văzut, mă iertați, una singură probată. Sigur, scenariile sunt interesante. Dar ce vă spun eu? Dacă aveți astfel de informații, duceți-le în justiție. Faceți un denunț. E foarte simplu, domnul Cosma, să faceți un denunț. Spuneți-mi pe hârtie. Există la ora aceasta pe zona Becali o instalație de bruia și telefoane mobile? Așa cum a existat la vremea lui Miron Cosma? Spuneți-mi că nu există. Și acum e instalația de bruia și telefoane mobile.
Instalațiile de broia sunt ale sistemului penitenciar, cele câteva pe care le avem, deși e foarte ieftin și am putea avea peste tot, sunt folosite... Nu spuneți dumneavoastră mie ce există și ce nu există. Vă spun, domnul Cosme. Încă o pauză, rămâneți cu noi, vă rog, să înțelegem cine nu vrea, adică asta înseamnă că George Becali, dacă ar avea un telefon mobil, n-ar putea vorbi. Așteptăm explicațiile, chiar în câteva momente, când vom vedea și ce gesturi face din penitenciar fostul sau actualul latifundiar. Latifundiar rămâne.